Ce-i cu tine, Anthony? Ești supărat că mi s-a anulat avionul și nu mai ajung la capitală? Ce prostii vorbești? Hai să ne plimbăm! Mă sperii! Ce s-a întâmplat? Nu mă ține în suspans! Te-ai certat iar cu mama ta? Am aflat adevărul. Adevărul? Da. Ai găsit-o pe Ana? Da, am găsit-o pe Ana. Ce minunat! Mă bucur pentru tine! Felicitări, domnule detectiv! Dar, stai, ce e cu tine? Ai rezolvat primul tău caz, de ce nu ești mai fericit? Totul e foarte complicat. E prea multă suferință. Sunt prea multe secrete ascunse în spatele acestui adevăr. Sunt niște oameni bolnavi care s-au jucat cu viețile altor oameni. Și pentru ce? Încep să mă sperii. Despre ce este vorba? Azi dimineață am fost acasă la doamna Teresa. Acolo am aflat tot adevărul. Despre Ana? Bunica ta, Emma. Ce e cu bunica mea? A pățit ceva? Nu a pățit nimic. Atunci despre ce e vorba? Nu mă speria! Ea este mama doamnei Teresa. Cum? Doamna Emma și doamna Lisa au născut în aceeași noapte. Iar copilul doamnei Lisa a murit. Iar doamna Lisa s-a gândit să ia copilul doamnei Emma. Adică pe doamna Teresa? Exact. Deci doamna Teresa e fiica bunicii mele? Cum e posibil că nu mai înțeleg nimic? Da, ea e. Să înțeleg că doamna Teresa e soră cu mama mea? Doamna Teresa e mama ta. Ana. Ochiul tău iubit, plin de mângâieri, dulce mi-au lucit. De ce îmi spui așa? Pe mine mă cheamă Amelie. Oare te pierdu? Nu, tu ești Ana. Pe acest pământ, fără ca să-mi spui.
dar bate în ferești și mă întreabă iar unde ești. Bunicii tale, i-a intrat la suflet din prima cum te-a zărit. Mai ales că suferea după copilul pe care îl credea mort. În ziua aceea te-a luat din parc, iar tu ai mers cu ea acasă. Vorbești prostii, Antoni. Nu îți amintești nimic. În urma unui incendiu, te-ai lovit la cap. Ești amnezică. Nu pot să cred așa ceva. Eu nu mi-amintesc nimic. Nu mi-amintesc niciun parc. Nu există așa ceva. Totul e adevărat. Vom merge la niște medici care te vor consulta. Să vedem dacă îți poți recăpăta memoria. Gata, taci, lasă-mă. Nu pune mâna pe mine, lasă-mă. Liniștește-te, Ana, haide să mergem acasă. Nu merg acasă, lasă-mă în pace. Trebuie să mă plimb un pic. Vin cu tine. Nu, lasă-mă singură. I-am zis adevărul. S-a speriat. Unde e? A plecat, vrea să fie singură. Ce vorbești tu acolo, mamă? Max e tatăl meu? Da, Fred. Știm cu toții, Clara, că pe tine te-a înfiat Tereza înainte de nașterea Anei. Deoarece Tereza nu putea avea copii. Și totuși, cum? Cum? Tereza, auzind că nu putea avea copii, era distrusă. Femeia aceea e veșnic distrusă pentru ceva. Fred, te rog! Și tu te-ai gândit să consolezi pe domnul Max, dăruindu-i un copil? Foarte frumos. Te felicit, mamă. Sunt tare mândru de tine. Nu am cuvinte! Nu trebuie să fii sarcastic cu mama ta. Max știe de mine? Nu știe, dar va afla. Pentru că îi voi spune adevărul și îl voi ruga să nu mai continue cu aceste afaceri. Pentru că nu aș dori să pățești ceva. Max e tatăl meu. E sigură? Hai termină cu aceste întrebări, Fred. Când ai aflat adevărul? Azi dimineață, ți-am spus. Și dacă zborul de dimineață nu s-ar fi anulat, tu nu-mi ziceai? Ba da, aș fi venit după tine. Puteai să-mi zici azi dimineață, puteai să mă suni. Nu mai contează, adevărul contează. Eu te căutam pe tine, tu ești iubirea mea și erai tot timpul lângă mine. Hai. Lasă-mă. Eu te înțeleg că ești șocată, dar de ce ești așa dură cu mine? Bine, atunci nu zi nimic. Ce vrei să zic? Că am o mamă de care nu știu nimic? Că nu o cunosc? Că am o bunică despre care aflu că mi-a ascuns întreg trecutul doar pentru că suferea în urma unui copil? Că te am pe tine, dar nici tu... Ce voiai să fac? Voiai să te sun pe avion? Nu trebuie să-mi răspunzi așa. Dacă nu-ți vine să crezi, mai am și alte probleme pe cap. Tu doar probleme ai. Mereu, mereu aceeași scuză. Ana, dacă ăsta e adevărul, ce vrei să fac? Să nu-ți spun nimic? Nu am spus asta. Continuă dacă tot ai început. Despre ce-i vorba? Sunt foarte tulburat și eu. Am aflat alte minciuni despre mama mea. În ce mai e băgată și ea?
Mama a provocat decesul tatălui meu. L-a otrăvit cu niște preparate din plante. Îmi amintesc de ea. Poftim? M-am întâlnit cu mama ta acasă la bunica mea. Când? M-a rugat să nu-ți zic. Normal. Dacă îmi spuneai, atunci aflam adevărul despre cele două femei. Nu amesteca și pe bunica mea în asta. Bunica ta prepară licori din plante. Unele benefice, altele otrăvitoare. Asta înseamnă că mama ta e o criminală? Da. Și în combinație cu bunica ta, fac o echipă de profesioniști. Să-ți fie rușine! Pentru ce? Că am aflat adevărul? O acuz pe nedrept pe bunica mea. Când colo ar trebui să te ocupi să o arestezi pe mama ta. Nu gândești limpede deloc. Hai să ne calmăm și să continuăm discuția mai târziu. Ce zice Ana? Nu mai spune așa! Numele meu este Amelie. N-am ce discuta cu tine. Poftim? Adevărul despre care tu-mi vorbești se pare că se bagă în relația noastră. Se bagă în capul tău doar. Repet, hai să ne calmăm, să analizăm tot în liniște și apoi... Eu nu mai analizez nimic cu tine. Ce vrei să spui? Anthony, mama ta e o criminală. Tu nu-ți dai seama. Știu. Crezi că pe mine nu mă doare acest adevăr? Crezi că sunt fericit să aflu că am rămas orfan de tată datorită mamei mele, care suspină mereu după tatăl tău? Gata. Nu mai vreau să aud nimic din gura ta. Gata, plec! Nu te las să pleci nicăieri în starea asta. Nu mă poți opri, Anthony. Ba da, nu te las! Ești fericit? Ai descoperit adevărul. Dar mă pierzi pe mine. De ce să te pierd? Relația dintre noi doi nu mai poate continua. Ce treabă are relația noastră cu... Îmi dai voie să plec. Vreau să fiu singură. Nu. Anthony, gândește-te bine. Mama ta știa de mine. Venea des la bunica mea pentru preparate din plante. Ea m-a ținut departe de familie. Doar ca să pună mâna pe tatăl tău. Ți-ai dat seama și tu. Pentru că acum aflu că l-a otrăvit pe tatăl tău. Cum crezi că m-aș putea uita la ea? Cum aș putea să mai stau la o masă cu ea după câte mi-a făcut? Las-o tu pe mama! Nu am cum! Ești fiul ei, mă uit la tine și o văd pe ea! Bine, atunci lăsăm timpul să rezolve. Poate că da, poate că nu. Ar fi bine să luăm o pauză, Anthony. Te-ai gândit bine? Ai altă variantă? Da, să ne calmăm și apoi să discutăm. Nu vreau. Rămâi cu bine, Anthony. Mulțumește mamii tale. Rămâi cu bine, Ana.
Ai găsit-o? Da, am găsit-o. De ce nu e acum aici cu tine? Unde e fata mea? Ne-am despărțit. Cum? V-ați despărțit? De ce? Ce i-ai zis? Ce se întâmplă? Unde e Ana? Vorbește, Antoni, pentru numele lui Dumnezeu, vorbește! Îmi e greu. Mi-a zis că nu poate să fie cu mine din cauza faptelor făcute de mamă. Dar tu cu ce ești de vină pentru faptele făcute de mama ta? Pentru că am aflat adevărul și că nu i-am spus atunci. Pentru că mama este o criminală. Pentru că a ținut-o așa de mult timp la femeia aceea. Liniștește-te, Antonie. Ana e speriată, e confuză după toate acestea. Pune-te în locul ei. Dumneavoastră ușor vorbiți. Pentru că ați trecut exact prin aceeași situație. Să fii crescută de o femeie care se dovedește a nu fi mama ta. Înțelege. Ai răbdare cu ea. Unde e acum? Mi-a zis să o las în pace. S-a dus să se plimbe. Nu știu unde. Am încercat să o sun, dar are telefonul închis. Liniștește-te, Antonie. Dacă aș fi știut că este așa de grea și de dură această meserie, nu m-aș fi făcut niciodată detectiv. De ce a trebuit să primesc eu acest caz? V-am produs prea multă suferință. Întregii familii. Nu gândi așa, Anton. Datorită ție, s-au clarificat foarte multe lucruri în familia noastră. Ești un detectiv foarte priceput. Pe viitor vei avea foarte mare succes. Max are dreptate. Eu vreau să fiu cu ea. Amelie, scuze. Ana e fata pe care iubesc. Și am făcut-o să sufere. Mi se rupe inima când mă gândesc la tot ce am făcut. Uitați-vă ce mi-a scris. Ar putea cineva fără trecut să aibă un viitor. Un copac fără rădăcini poate să crească. Nu știu de unde vin și încotro mă îndrept. Mă așteaptă cineva. Mă caută cineva. Sau mă cunoaște cineva. E cineva care poate să-mi facă cunoștință cu mine însă? Cine sunt eu? Cu cine seamăn? Cu mama? Sau cu tata? Eu, fiind incompletă, cum să pot completa pe altcineva? Fata mea. Bunico? Ți-a spus Antoni adevărul, așa-i? Da, mi-a zis tot. Te rog să mă înțelegi. Nu vreau să aud pretext, scuze sau alte explicații.
Un singur lucru vreau să știu. Te simți mai bine acum? Ana, cum să mă simt bine? Eu nu voiam să se ajungă aici. Nu, pentru că tu voiai să mă ții departe de adevăr. De familia mea, de părinții mei adevărați, doar ca să-ți alin suferința. Cu ce drept, bunico? Cu ce drept ai făcut una ca asta? Te crezi cumva Dumnezeu? Tu faci destine? Vorbi așa, Ana. Vorbesc cum vreau. Poate când o să ajungi și tu, mamă, o să mă înțelegi. De ce te-am luat cu mine din parc? De ce ai mințit pe toată lumea despre mine? Cum ai complotat cu mama lui Anthony? Dar se pare că totul se termină acum. Ce vrei să faci? Din cauza voastră, eu și Anthony ne-am despărțit. V-ați jucat cu viețile noastre, tu și mama lui. Ați crezut că procedați corect, când colo v-ați bătut joc de noi, de familiile noastre. Tu, alături de ea, l-ați omorât pe tatălui Anthony. Sunteți două criminale, psihopate! Locul vostru e la un ospiciu pentru nebuni. Nu mă condamna, fata mea. Știai că Anthony mă caută. De ce n-ai recunoscut atunci adevărul? Tu știi cine sunt, știai absolut tot despre mine și totuși ai tăcut mai departe. Tu nu voiam să te pierd, fata mea. Nu mă numi așa. Doamna Teresa e fica ta, nu eu. De mine să uiți. Pentru mine ați murit amândouă. Și tu, și mama lui Anthony. Mulțumesc că m-ai crescut în minciună, mamă. Detectivul acesta băgăcios a găsit-o pe fata mea, pe Ana. Știu tot. M-a pus șeful în temă cu absolut tot. V-a sunat? Nu, mi-a scris. În concluzie, ne putem liniști cu absolut tot. De ce spuneți asta? Anthony și fiica mea s-au despărțit. El poate face prostii. Îl voi chema pe Anthony la mine, vom declara cazul rezolvat și gata! Deșteptul se va duce înapoi la capitală împreună cu fiica ta. Iar noi ne vom putea continua mai departe afacerile. Toate sunt bine gândite, comisare. Șeful nostru a avut puține emoții, dar i-au trecut. M-a urgentat zicând că urmează luna respectivă din an în care trebuie să facem rost de o captură și mai mare. Vorbește cu băiatul. În regulă, comisare. Ce faci? Cum ești? De ce ați venit din nou? Nu vreau să vă văd! Nu te agita! Vorbește frumos cu mama ta! De ce aș vorbi frumos? Vine de atâta timp și niciodată nu spune nimic! Tace mereu! Normal, dacă nu o lași să vorbească! De ce mă ții închis aici de atâta timp? Vreau să ieși eu afară, să văd lumea, oamenii! Te rog să te liniștești, că dacă nu, vorbim altfel! Taci din gură! Eu nu cu tine vorbeam, ci cu femeia asta care pretinde că ar fi mama mea! Nu, nu te apropie! Nu vreau injecție! Iar vor trece multe zile până mama mea va veni din nou la mine, singură, în această cameră. Hey.
Te-am așteptat, trebuie să vorbim. Nu avem despre ce, ți-am spus că am nevoie de tine. Stai! Te rog, nu te rețin mult. Nu vreau să mă mai repet, Antoni. Și te rog să nu mă mai urmărești. Nu te-am urmărit, te-am așteptat. Consider că nu putem renunța așa ușor la această relație. Nu înțeleg de ce te comporți așa cu mine. Mi-ai ascuns adevărul. Mama ta e o criminală. Ce alte motive mai vrei? Am înțeles, știu asta. Dar de ce mă pedepsești pe mine pentru faptele mamei? Cu ce sunt eu de vină? Cu ce e de vină relația noastră, Ana? Sau nu mă mai iubești? Nu e vorba despre a iubi sau a nu iubi. Atunci despre ce e vorba? Te rog, dă-mi un motiv în temeia să înțeleg. Sunt bulversată, Antoni. Simt că îmi vâșie capul de la atâta informație. Simt că mă sufoc. Am nevoie de un pic de singurătate. Te rog, respectă-mi decizia. Aș așeza picături de ploaie înapoi în nori, doar pentru ea, doar pentru ea. Și aș picta cerul în culori. Aș deșira fularul de regrete ce o sufoc încet, doar pentru ea vi se-aș fura. Ai stricat absolut tot, mamă. Din cauza ta ne-am despărțit. Îți mulțumesc. Și nu pot să opresc să-i strige te iubesc. Doar pentru ea orice s-ar întâmpla, cu lume m-aș lupta. Doar pentru ea aș ridica soarele din mare în zorii gri. Doar pentru ea, doar pentru ea. Și norii de-ndoiel s-ar risipi. Aș aduna litere strivite din povestea ei. Doar pentru ea le-aș repara. Doar pentru ea îmi bate inima și nu pot să opresc. Bună ziua, doamnă Teresa. Ce surpriză plăcută, Antoni. Sper că veștile proaste s-au terminat și în curând o să pot să văd pe Ana. Te rog, ocupă loc. Spune-mi, care mai e situația? Totul e neschimbat, doamnă Teresa. Nu vrea să ne împăcăm. O înțeleg. Săraca de ea. A fost prea mare șocul pentru ea. Secretele trecutului s-au dezvăluit prea dintr-o dată. De asta am venit la dumneavoastră, să văd ce aș putea să fac. Am venit să vă cer ajutorul. Mie? Cum aș putea eu să te ajut? Doar dumneavoastră puteți vorbi cu ea. Sunteți mama ei. Dumneavoastră îi puteți alina suferința prin care a trecut. Îi puteți înmoaia inima și explica absolut tot. Îmi e foarte greu, Antoni. Nu știu cum să o iau, ce să-i zic. Mă tem că orice și oricum i-aș zice, ea ar putea reacționa diferit. Mă tem să nu stric mai rău de atât lucrurile. După părerea mea, ar trebui să mai așteptăm câteva zile. E prea mult. Mă tem să nu pățească ceva în starea în care se află. Unde stă acum? Nu știu nimic. Am încercat să vorbesc cu ea adineori, dar fără rezultat. Dacă îți zic că o să vorbesc cu ea, te vei liniști? Te văd foarte agitat. Sunt agitat pentru că îmi fac griji pentru ea. Vorbiți cu ea, vă rog. Bine, Antoni. Hai, spune-mi, de mama ta ce mai știi? E plecată la munte, dar nu vreau să vorbesc despre ea. Bine, tu știi. Eu trebuie să plec, doamna Teresa. Mai vorbim. O seară plăcută vă doresc.
Ți-a uitat, Antonioare! Deschid acum! Ana? Da, eu sunt. Putem vorbi. Sigur. Hai înăuntru. Nu te-ai întâlnit cu Anthony? Nu, nu am vrut să mă întâlnesc cu el. Mă scuzați, poate n-ar fi trebuit să vin. Nu vorbi așa, Ana. Știu că toate lucrurile astea te-au traumatizat. Dar totul va fi bine. Problema cea mai mare e că eu nu mi-amintesc nimic. Deși a ieșit adevărul la iveală despre trecut, în capul meu e... Eu nu am nimic. E ceva normal, Ana. Hai mai bine să bem o cafea. Sau un ceai, ce dorești tu? E cam târziu pentru cafea. Eventual un ceai. Bine, revin în 2 minute. Foarte bine. Dar dacă mă uit atent, parcă mi-amintesc că le-am desenat aici. Aici, în salon, cu sora mea. Da, fata mea. M-ați numit așa? Da. Pentru că tu ești fetița mea. Tu ești Ana. Ana pe care am regăsit-o după 12 ani. Nici nu știi ce simt acum. Cum uit la tine, cum îți simt respirația, cum îți văd sclipirea din ochi. Toate mi-amintesc de fetița aceea mică, care iubea să deseneze merele. Și să le mănânce, așa-i. Ana, chiar dacă memoria ta îți joacă feste, tu trebuie să știi că eu te iubesc foarte mult. Și că timp de 12 ani am sperat. Am sperat în fiecare zi că vei deschide ușa casei și că vei intra. Se pare că așteptarea a luat sfârșit, mamă. Mi-amintesc de zâmbetul tău, dar nu știu cine ești. Văd o femeie bună la suflet. Văd o femeie care plânge din pricina bucuriei că și-a regăsit fata. Văd o mamă bucuroasă, dar nu te cunosc. Să lăsăm timpul să rezolve toate problemele apărute în viața noastră, draga mea fată. Trebuie să iertăm și să iubim. Sunt cele mai importante lucruri din această lume. Iertarea și iubirea. Înțelege-l pe Anthony. El te iubește, Ana. Și nu-l condamna pe el pentru faptele făcute de mama sa. El nu merită așa ceva. Pentru că e un băiat deosebit. Te rog, să nu vorbim despre el. Ba da, Ana. Nu trebuie să fugi de persoanele care te iubesc. Atunci la fel ar trebui să o iubesc și pe bunica Emma, în pofida faptelor făcute. M-a ascuns la ea 12 ani, nu mi-a dat drumul, mi-a șters întreg trecutul cu buretele. Anthony e nevinovat. El nu ți-a greșit cu absolut nimic, fata mea.
Nu fi atât de dură cu săracul băiat. Vorbește cu el, ascultă-l și ce-i mai important, înțelege-l. Bine, voi vorbi cu el. Poate am reacționat un pic exagerat în privința lui. În regulă atunci. Unde stai în această noapte? Nu vreau să stau la el. Mâine am să vorbesc cu el, dar nu în seara asta. Poți dormi la noi, în vechea ta cameră. Totul a rămas neschimbat de atunci. Am avut camera? Da. Ce zici? Vrei? Bine, voi dormi aici noaptea asta. Oricum mă simt tare obosită. Mă bucur să vă revăd din nou la pensiunea noastră, doamna Harris. Mulțumesc! Vă aduc ceva de băut. O cafea, te rog, deocamdată. Da, desigur, doamna Harris. Mulțumesc! Dacă mă caută cineva în următoarele ore, o să fiu plecată.